Ședința de constituire a Consiliului Județean a debutat cu intonarea imnului național. A fost prezenți prefectul județului Maramureș, Sebastian Lupuț, Zanfir Ciceu, președinte al Consiliului Județean în mandatul 2012-2016 și consilierii declarați aleși ai PSD, UDMR, ai Coaliției pentru Baia Mare, PMP și PER, liberalii intrând în sală abia la câteva minute după acest moment. S-a constituit apoi Comisia de Validare a Mandatelor Consilierilor Județeni. Gabriel Zete a taxat însă întârzierea liberalilor și a propus invalidarea mandatelor reprezentanților Partidului Național Liberal. Recomandă Partidului Social Democrat, reprezentanților PSD și partenerilor noștri, să ne abținem la validarea consilierilor Partidului Național Liberal pentru a le oferi suficient timp de gândire în perioada următoare, dacă doresc să facă parte cu adevărat din Consiliul Județean Maramureș și dacă doresc să păstreze prestigiul acestei instituții. Mircea Man a precizat că așteaptă de la Zetea să pună în practică promisiunile lui Dragnea pentru județul Maramureș și că, indiferent dacă vor fi validate sau nu mandatele liberalilor, PNL va susține toate proiectele județului. Noi, Partidul Național Liberal, avem 9 voturi. Suntem responsabili, vom fi în continuare pentru electorat. Dumneavoastră ați spus public că aveți în mapă de la Dragnea 110 milioane pentru drumurile județene, abia așteptăm să-i puneți în practică. Dumneavoastră ați promis public în campania electorală ceea ce trebuie făcut pentru Maramureș și să știți că, indiferent de validarea dumneavoastră sau invalidare, noi, cei din Partidul Național Liberal, suntem responsabili pentru Maramureș și o să vă sprijinim cu toate proiectele pe care trebuie să le puneți în aplicare pentru Maramureș, pentru maramureșeni și nu pentru PSD. Gheorghe Mihai Bârlea, ales consilier județean pe lista PNL la alegerile din 5 iunie, i-a atras atenția lui Zeta că debutează într-o formulă care nu îl onorează. Iar dumneavoastră, mă rog, nimați eleganța, nu vă caracterizează prin modul în care ați procedat acum. Dumneavoastră procedați în disprețul votului pe care l-a dat oamenii. Dumneavoastră credeți că e valabil numai votul dumneavoastră. E o descalificare morală care nu știu cum va putea fi eludată din biografia noastră de un politic. Care nu este deocamdată foarte bogat. Vă mulțumesc. Cuvintele celor doi liberali au fost considerate de către Zeta drept un atac, motiv pentru care socialdemocratul a propus colegilor săi să nu valideze mandatele lui Gheorghe Mihai Bârlea și Mircea Man. Comandă invalidarea mandatului domnului Man Mircea, considerăm că este sub demnitatea lui să coboare Parlamentul României la nivelul Consiliului Județean Maramureș. Mulțumesc. Consilierii județeni aleși și validați au depus apoi jurământul. Tot în cadrul ședinței de astăzi s-au constituit și grupurile de consilieri. Este vorba despre grupul PSD-UDMR cu lider de grup Anton Rohian și vicelider Gheonghe Böndi. Grupul PNL l-a desemnat pe Marinel Covaci, lider de grup, iar Călin Bota, vicelider. Partidul Mișcarea Populară l-a desemnat pe Cornel Varga, lider de grup, și pe George Moldovan, vicelider. Coaliția pentru Baia Mare face grup cu Partidul Ecologist Român, lider fiind Cristian Angel și vicelider Ion Cheudean. A urmat apoi alegerea prin vot secret a președintelui Consiliului Județean și a celor doi vicepreședinți. Grupul PSD-UDMR l-a desemnat pe Gabriel Zeta pentru funcția de președinte al Consiliului Județean, pentru funcția de vicepreședinte 1, Partidul Mișcarea Populară, l-a propus pe Lucian Morar, iar pentru funcția de vicepreședinte 2, grupul Coaliția pentru Baia Mare, PER, l-a propus pe Doru Dăncuș. Cei doi au fost votați de majoritatea consilierilor județeni și formează așadar conducerea executivă a Consiliului Județean. Domnul președinte Zetea, 25 de voturi pentru. Domnul vicepreședinte Dăncuș, 25 de voturi pentru. Și domnul vicepreședinte Morar, 24 de voturi. În final a fost supus la vot proiectul de hotărâre privind alegerea președintelui Consiliului Județean Maramureș, Gabriel Zetea. Au fost 26 de voturi pentru și 7 abțineri. De asemenea, a fost supus spre aprobare și proiectul de hotărâre privind alegerea vicepreședinților Consiliului Județean. Au fost 7 alegeri și 26 de voturi pentru Lucian Morar și tot 7 abțineri și 26 de voturi au fost date pentru Doru Dăncuș.